Am făcut cea mai bombă piesă anului alături de Andreea Bostănică. Piesa Ratata se va lansa pe data de 18 noiembrie, vineri, la ora 1 pe canalul meu de YouTube. Primul comentariu de la piesă va primi 100 de lei, iar celelalte 9 comentarii vor fi puse la story, așa că grăbește-te să fii primul. În clipul de astăzi îți vedea prin ce provocări am trecut atât eu, cât și Andreea pentru filmările clipului Ratata. Suntem la prima locație din clip. Mi se pare foarte, foarte tare pentru că voi practic o să vedeți vlogul ăsta înainte ca piesa să se lanseze. O să vedeți direct materialul finisat, finalizat, frumos. O să fie cea mai bestială piesă ever. Uitați-vă și voi cât de mișto arată locul ăsta efectiv. În momentul de față sunt îmbrăcat nepotrivit pentru clipul pe care urmează să-l facem. Așteptăm să vină și Andreea, dar până atunci, până vine Andreea, haideți să ne schimbăm! Asta este primul outfit, cămașa asta care mi-a plăcut extrem, extrem de mult, pantalonii ăștia care au o culoare pe care, sincer să vă zic, n-am mai văzut-o, de Adidas și ăștia ham au. Tot outfitul este de la Dina Buzatu, căruia îi mulțumesc foarte mult, este genială. O așteptăm pe Andreea pentru că încă n-a venit, ca să putem să dăm drumul la filmări. Abia aștept să vă arăt și pe ea, să vă arăt ce outfit-uri are, pe care o să puteți vedea în exclusivitate din culise piesa nouă care urmează pe canalul meu de YouTube cu Andreea Bostănică. Într-un final a ajuns și Andreea, care din nou filmează cu telefonul. Un like, ce ai cu telefonul? Un like în plus, Andreea o să-și ia o cameră să filmeze. De fapt ai cameră, dar nu filmezi. Am cameră, dar îmi place să filmez cu telefonul. Mi se pare. Ce părere ai, Andreea, de această frumoasă locație în care filmăm piesa noastră? Deci că suntem într-o clinică, așa. Păi e o clinică, e o galerie de artă foarte, foarte mișto, dar chiar arată forță rău de tot. Efectiv, clipul ăsta pe care l-am gândit pentru piesa noastră este mai mult un film decât un simplu clip. O să fie bombă rău de tot, băieții noștri acolo sunt pe treabă cu 739 de camere, monitoare, lumini. O să fie tare, tare rău de tot. M-am îmbrăcat și în cămașe, e ceva special rău de tot. Revenim de la următoarea locație, dar între timp o să vă lăsăm niște cadre aici din spatele clipului să vedeți cum a fost creat clipul piesei noastre. Așa că, bam, bam. Let's go! Venim în camera, avem acțiune. Și, ai ușor, stop, oprești. Uite, te uiți în dreapta, în prima fază la picturile din dreapta. Și acum te întorci cu capul către stânga și o vezi pe Andreea. Hai, merge camera, hai, acțiune. Te-ai dus, Andreea, te uiți la tablou, primiți un pic. Hai încă o dată, te rog. Hai să facem o chestie. Zic. Hai să mai mergem așa. Păi dar nu merg așa, chiar am mers. Păi așa merge, mergi și înțepace. I-am dat. Bun, te-ai oprit, te-ai uitat un pic la așa, scuiți pe o mână frumos cum ai spus mai devreme. Te-ai dus mai departe, te-ai oprit lângă ea. Și vă uitați unul la altul acum. Poți face clipul? E bine? Da, este film? Să urmăriți TikTok-urile noastre pe această piesă și faceți cât mai multe TikTok-uri pentru că piesa asta trebuie să fie unul pe trending, neapărat. Doamnelor și domnilor, vă prezentăm noua familie, noul, nu, că nu e cuplu, că ne căsătorim acum, gen. Vrei să ne căsătorim? Da. Cum adică? Cum adică? Nu, uite, ce costume am pe mine. Mai ceva ca la prima întâlnire. Acum e a doua întâlnire. Deci, dați seama că la prima, în vlogul cu prima întâlnire, a zis că nu se îmbracă în cămașă și a luat tricou și acum la clip te-ai luat pentru cămașă. Tine, Andreea, pentru tine. Vezi ce am făcut pentru tine? Vezi? Plastic. Numai pentru tine. De ce pleci de lângă mine? Deci la clip, am filmat clipul și mi-a zis să stau în regizorul mai așa mai lângă Andreea, știi? Și eu i-am spus: "OK." Și după am făcut așa, că ce-mi dat, de ce se rușine să stai lângă mine? Da, ție de ce se rușine să stai lângă mine? Nu se rușine să stau lângă tine. Rușine să stai lângă mine. Trebuie să mergem la set, trebuie să mergem la set. Pa, e ți-e rușine să stai lângă mine. La nuntă, veniți la nuntă. A să aduceți dar o mare, că dacă nu. Ne, ne. Am ținut picare, nu fie așa tiberat. Bravo. Am ajuns la a doua locație, murim de frig, însă Andreea este cu piciorul gol și cred că moare mai rău de frig. Chiar acesta acum este outfitul meu. Sunt îmbrăcat în această fustă albă și
top alb și jacheta pe care am fost și în vlogul trecut. Eu vin de la nuntă, hau mau, bam bam bam, îmbrăcat de la Adina Buzatu, tot ce trebuie, cea mai tare. Și acum mergem să vedem locația, o să fie un restaurant foarte, foarte frumos, hai să vedem ce e acolo. Guys, uitați-vă cu ce cameră filmăm! Efectiv, camera asta e undeva la 60.000 de euro, este o cameră care n-a apărut încă pe piață. Nu vine să cred că filmăm noi în exclusivitate, deci n-a filmat nimeni în România clip cu așa mega cameră. Andreea, de ce mănânci cartofi? Uitați-vă și voi, Andreea mănâncă cartofi. M-a întrebat Antonio de 10 ori, sigur nu vrei? Sigur nu vrei? Nu vreau! Nu mai mâncăm azi, rog, sigur nu mai vrei. Zis, nu vreau deloc. Femeile, zici că sunt copratiți. Womans. Înainte de filmările clipului mi-am pus în cap să-i fac Andrei un prank. O farsă în care eu alături de complicele meu trebuia să ne luăm la bătaie în fața ei să vedem cum reacționează. Așa că în timpul filmărilor am aranjat prank-ul, am dat câteva telefoane, am găsit persoana potrivită pentru a-mi fi complice și nu vreți să știți ce a ieșit. Prank-ul se va posta mâine la ora 1, așa că fiți geană pe canal, trebuie să-l vedeți neapărat. Hei, am venit la întâlnire să bem un pahar de vin. Deja suntem la al doilea nostru date. Uitați-vă și voi la noi, ce repede evoluează lucrurile. Bagă vrăjeală, nu suntem noi la niciun date, suntem la filmările. Hai să nu se mai vreun date vreodată cu mine, că doar când 24 de ore, vezi? E filmare la clip, la piesa noastră nouă, nu e date. Adică, chiar dacă e un clip, pentru mine e ca un date, eu așa mă simt. Bă, ce dacă la date-ul ăsta o să zic să mă pup pe obraz și după să mă întorc așa la tine și să mă pupi. Te aștepți? Cred că aici termină filmările. Vă mulțumim mult, dați un like, share. Așa, da. Tocmai aici am terminat de filmat toate cadrele pe care le aveam de filmat la restaurant. Dar numai tu vorbești, guys, nu tu, dar mai lasă-mă și pe mine să vorbesc, domn. Acum mergem la Rolls-Royce. Uite, iarăși, am terminat să filmăm acum, ca de obicei Antonio vorbește mult, nu lasă pe altcineva să vorbească. Am terminat, v-am lăsat și câteva cadre Adinea, oricum am filmat acele scene. Foarte bine, n-a vrut să mă pupă Andreea, din păcate. Deci, ai băut ceva vin din bahar? Nu, că eu conduc. Eu am băut puțin pentru câteva cadre. Ai băut? Doamne! Haideți să mergem la următoarea locație să vedem ce o să se întâmple. Uitați-vă și voi ce mașină frumoasă ne-au adus băieții noștri de la Plus Auto 3, de efectiv arată. Doamne, deci Rolls-Royce-ul ăsta mă nebunește. Poate la un moment dat o să ajung și o să-mi o cumpăr. Ce crezi, Andreea? O să ajung și o să-mi cumpăr mașina asta vreodată? De ce nu? Nu știu cât de tare ne auzim. Au trecut vreo 7 ore de când am început filmarea la clip. Uitați-vă și voi ce fântână bombă și ce casă bombă avem. Acum facem intrarea cu Rolls-ul. Cred că toată lumea se așteaptă ca eu să fiu în Rolls, dar de fapt nu am voie să conduc mașina, pentru că e o mașină de jumătate de milion de euro. Dar respect că avem un clip, ești de bun. Am terminat cadrele cu Rolls-ul. Acum suntem la această minunată casă. Andreea este foarte obosită. Păi de eu nu sunt obosită deloc. Tu zici că ești obosit, te plângi. Ba da. Nu e adevărat, eu nu mă plâng deloc. E adevărat, nu mai filma. Și spui asta, nu mai spune asta pe vlog. Hai să le cântăm oamenilor live pentru prima dată pe vlog piesa noastră pe care am ales să lansăm. Da. Haide, o cântăm? Da. Hai. Baterata ta, inima, când ești tu în preajma mea. Baterata ta, inima mea, ratatatata. Baterata ta, inima, când ești tu în preajma mea. Baterata ta, inima mea, ratatatata. A ieșit foarte bine piesa și Andreea chiar a făcut o treabă extrem de bună. Țin să-i mulțumesc foarte mult, Andrei. Oficial am terminat clipul. Andreea a stat până la ora 3 dimineața. Mulțumesc mult de tot, Andreea. Ai fost genial în acest clip. Abia aștept să o vedeți. S-a fost bombă. E o plăcere pentru mine și chiar sper ca piesa să iasă super, super tare, pentru că filmările au decurs mișto rău și cadrele pe care le-am văzut așa puțin mi s-au părut bombă. Da, sper nu? Să fie și clipul așa. Sper că o să vă placă și vouă. Sper că te-ai simțit bine, Andreea, alături de noi. Și nu uitați să nu uiți butonul de like și dacă mai vreți să facem multe vloguri împreună sau TikTok-uri sau chestii. Răzbunarea, nu uita că urmează. Trebuie să facem 41.000 de like-uri. Respect? Respect. Respect. Bum.